Cum e, domnul Flick? Admiră brunetele, admiră blondele, ce admiră mai mult? Nu mi-ar plăcea sau n-aș putea să fac acum o caracterizare, că până la urmă eu nu sunt genul care să zic, băi, îmi plac blondele cu ochii albaștri sau brunetele cu părul creț sau... Nu, femeile în general. Nu ai un tipar, adică? Nu. Eu stau acum să mă gândesc de-a lungul vieții că nu sunt tinerel. Am fost și cu crețe, și cu blonde, și cu brunete, și cu șatene, și cu roșcate, și cu de toate, ca să... Deci, fetele în general. Are pe cineva acum domnul Flick pe care admiră mai mult, așa constant și loial, dacă pot să întreb? Mie îmi place Constanța, sincer, și Mamaia, și mai mult Mamaia decât Constanța. N-aș spune că am pe cineva pe care admir în mod deosebit, încă îmi trăiesc a doua tinerețe, nu știu cum se numește. Nu, n-am, admir așa în general, nu sunt constrâns sau orientat într-o anumită direcție. E ok, încă mă bucur de... Dar și când o admira, ferească Dumnezeu. Păzea pe ea, nu? Nu pe ea, pe mine, că ea săraca, na, care o fie, dar pe mine trebuie să mă potoresc. Dar momentan e ok. Sunt o persoană pudică, mai mult decât publică. Instagramul nu neapărat că bubuie, crește frumos, că până la urmă... Da, bine, mă crește... Da, ca, și ca număr de mesaje, da, e... Normal, nu mă vait, îmi place, mă bucur, dar nu prea dau curs mesajelor așa, nici nu le citesc pe toate, pe DM, pe Instagram. Nu răspund tuturor, pentru că, adică le iau la rând și majoritatea sunt cu Făm și mie o rimă, mai sunt și de la fete, dar nu prea am timp să stau pe mesaje. Na, trebuie să și lucrez, dar mă bucur de statut, ca să zic așa. Ce ți-e cel mai rușine să faci la o primă întâlnire? Nu știu... Vezi o tipă pentru prima dată, mergeți la o întâlnire. Nu știu dacă neapărat la o primă întâlnire, eu de felul meu sunt foarte timid. Știu că nu s-a întâmplat în ultima vreme, dar din amintirile mele mai vechi, știu că sunt foarte timid când e vorba să sărut prima dată. Foarte timid. Deci trebuie să, nu știu, să ori să mă pup tu, ori să vii, să mă pui să închid ochii. Nu prea am întâlniri, adică evit... Poate și de asta n-am fost surprins sau întrebat de cine e aia sau aia. Evit, întâlnirile în doi le consum în intimitate. Nu ies la film, mă uit la film acasă, adică nu prea am afișări în doi. Iar dacă am ieșit cu fete în ultimii ani, am ieșit în găști, în anturaje, nu doar eu cu ea, ca să se poată...